Europa a vrut și dorește să dea un exemplu lumii prin acest obiectiv pe care îl are, respectiv Pactul Verde European, acela de a fi neutru, primul continent neutru din punct de vedere climatic până în 2050. Și cred că este un proiect ambițios și cred că ar trebui să fim mândri că Europa vrea să dea un exemplu lumii în această direcție. Iar această industrie trebuie să facă parte din soluție. Da? Trebuie să facă parte din soluție și soluția, practic, am vorbit un pic despre gaz și despre rolul acestuia ca și combustibil de tranziție, dar în a doua direcție a acestei soluții este, sigur, tehnologia, pentru că în prezent nu există tehnologia pentru a avea un continent neutru, da? Și de aceea s-a și pus acest obiectiv pentru 2050. Eu cred că industria va evolua în această direcție și, sigur, toate companiile din industrie se uită la ce anume pot face și cum o să evolueze lucrurile. Nu o să dispară, cu siguranță nu o să dispară, însă vor fi diferite tehnologii, tehnologii de carbon capture, tehnologii de reducere pe toate planurile emisiilor de carbon, investiții în direcția aceasta și va avea loc o transformare treptată a industriei spre o industrie mult mai cu un impact mult mai mic pentru mediu pe viitor. O să dureze, nu știu dacă în 20 de ani, dacă sau în 30 de ani sau în 40 de ani, cu siguranță pot să spun că pe termen scurt, mediu, vom avea petrol și gaze, vom avea carburanți, așa cum avem și astăzi, iar așa cum știm, energia și este esențială pentru viața de zi cu zi. Deci, până se vor găsi soluții potrivite și economice de înlocuire a combustibilor fosili, mai durează. Iar economia trebuie să funcționeze cu ceea ce avem astăzi.